Aproximativ 100 de blocuri din București nu au avut miercuri apă caldă din cauza unor avarii în plină epidemie de coronavirus, când igiena personală este esențială, iar oficialii recomandă spălarea frecventă pe mâini cu apă și săpun. În sectorul 2 de miercuri dimineață, 42 de blocuri nu au avut apă caldă de consum și încălzire. În sectorul 3, 16 blocuri și 2 instituții au rămas de marți dimineață fără apă caldă de consum și încălzire. În sectorul 6, de miercuri, de la diferite ore, 36 de blocuri nu au avut apă caldă de consum și încălzire. 11 blocuri nu au avut încălzire, iar alte 2 blocuri și 8 instituții nu au apă caldă de consum. Între timp, primarul general al capitalei anunță mai multe măsuri legate de împiedicarea răspândirii coronavirusului COVID-19. În primul rând, asigurăm stocuri pentru cele 19 spitale care sunt în administrarea primăriei municipiului București, astfel încât și pacienții să fie protejați, dar și medicii și asistentele. De aceea, primul spital care îngrijește bolnavii de coronavirus și care se află în administrarea primăriei capitalei, Victor Babeș, este în atenția noastră. De asemenea, sprijinim și Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș cu tot ceea ce este necesar. Acesta este aflat în subordinea Ministerului Sănătății. Am transmis o notificare tuturor furnizorilor de utilități publice, fie că sunt privați sau publici. Toate aceste companii de stat sau private trebuie să asigure continuitatea serviciilor, astfel încât cetățenii din municipiul București să beneficieze de un trai decent într-un oraș european, chiar și în această perioadă de pandemie. În ceea ce privește transportul public în comun, acesta va fi redus cu 25%, practic parcul auto al STB se va redimensiona în această perioadă cu un procent de 25%. Motivele sunt foarte clare. În primul rând, a scăzut numărul de călători, trebuie să-i protejăm și pe aceștia, care trebuie să ajungă la serviciile vitale pentru populație, dar de asemenea trebuie să avem grijă și de conducătorii auto. În plus, am dat sistare de lucrări pe toate șantierele din municipiul București, care erau administrate de către Primăria Capitalei. De asemenea, am transmis 2 adrese la guvern, una către Ministerul de Finanțe, una către Ministerul Mediului. Adresa către Ministerul de Finanțe vizează declarația Ministrului Finanțelor Publice, care a transmis că va lua câteva măsuri pentru amânarea plății impozitului pe venit pentru firmele private. Și eu sunt unul dintre oamenii care susține mediul privat de afaceri. Dacă vrem să avem bani pentru sănătate, pentru educație, trebuie să susținem mediul de afaceri. Acolo sunt foarte multe locuri de muncă, acolo se plătesc taxe și impozite la stat. Dar am informat Ministerul de Finanțe că Primăria Capitalei este singura din țară care își formează bugetul doar din cota de impozitul pe venit alocată de Ministerul de Finanțe. Noi nu încasăm taxe și impozite locale, acestea merg doar la primăriile de sector. Prin urmare, am fi puși în situația să nu ni se mai aloce nicio sumă luna viitoare și nu am mai fi putut nici măcar să dotăm spitalele pe care le avem în subordine sau serviciile sociale din această perioadă pentru persoanele care se află în carantină sau izolare. Și de asemenea nu am mai fi putut continua activitățile și utilitățile publice pentru cetățeni. Am subliniat acest lucru și așteptăm în perioada următoare un răspuns din partea Ministerului de Finanțe să nu lase Primăria Capitalei, mai ales în acest moment de criză, fără resursă bugetară. De asemenea, am transmis Ministerului Mediului solicitarea de a investiga ce se întâmplă cu poluarea pe perioada nopții în municipiul București și în zona limitrofă. Am observat cu toții că senzorii arată că ziua, având în vedere că s-a diminuat traficul rutier, poluarea este la un nivel acceptabil. Unii chiar vorbesc despre un aer ca la munte. Dar seara aceste valori cresc.